Bun găsit! Astăzi vom face pulpe de pui cu cartofi și cu conopidă. Mai întâi luăm fiecare copănel, trecem prin făină și punem la prăjit. Într-o tigaie cu puțin ulei de măsline. Deci am trecut pulpele prin făină și le punem la prăjit. 2 minute pe o parte, 2 minute pe partea cealaltă. Le-am prăjit pe ambele părți câte 2 minute, apoi adăugăm 50 ml de vin, 1 minut până când s-a evaporat abure vinului, adăugăm 100 ml de apă și acoperim. Adăugăm și ceapa. Lăsăm puțin să se călească. După ce am călit ceapa, adăugăm morcov și conopidă. Cartofii tăiați cu burele. Adăugăm și apă. Acoperim și lăsăm să fiarbă. Cartofii sunt aproape fierți, la fel și carne. Adăugăm un pic de roșii în bulion pentru un gust mai bun. Pun și un pic de condiment, un pic de piper, un pic de băia de ardei mică. Cam așa arată mâncarea noastră cu cartofi și conopidă. Vă doresc foarte bună!